și nervoasă pentru că Bucureștiul e așa de aglomerat că dacă mai intră două mașini în oraș, se oprește tot. Fără de etno. Nu că noi la concerte nu ne dăm jos de pe scenă până nu ne aplaudă lumea, că dacă nu cântăm bine, na, stăm acolo până... Ce simpatică este, dea naiba. În București mașinile nu se mișcă, nu mai sunt mijloace de transport, sunt mijloace de stat. Niște băncuțe cu radio pe care te odihnești și te uiți ce mai fac pietonii.